timp să la audiență, înainte de toate, aș vrea să-i salut pe toți marinarii români, militari sau civili. Vă doresc tuturor numai bine și mult succes în activitatea dumneavoastră. La mulți ani, în această zi sfântă de 15 august, ziua Sfintei Marie, ocrotitoarea marinarilor de pretutindeni. Doamnelor și domnilor, pe lângă importanța istorică, ziua Marinei Române mai are o semnificație simbolică a marinii. În această sărbătoare marcăm rolul deosebit pe care România îl are în regiunea Mării Negre și lagunile Dunării. Locul unde se deschide cea mai importantă cale de navigație dintre Orient către inima Europei. În ultimii ani, această poziție a României a căpătat o semnificație din ce în ce mai importantă, atât din ceea ce privește dezvoltarea activităților comerciale sau a politicilor energetice ale Uniunii Europene, dar mai ales în privința poziției geostrategice esențiale pentru Alianța Nord-Atlantică în care face parte. Aș spune că astăzi, la mai bine de un an și jumătate, de la invazia total incorectă a Federației Rusiei în Ucraina, rolul României ca partener NATO în această regiune a Mării Negre a căpătat o importanță și mai mare. Nu doar în ceea ce privește alternativele energetice ale Uniunii Europene. După sistemarea relațiilor comerciale cu Federația Rusă și mai ales în asigurarea culoarelor de tranzit pentru exporturile de cereale din Ucraina și ca poziție cheie în strategiile de securitate ale NATO pentru consolidarea, de fapt, a flancului estic al Alianței. Doamnelor și domnilor, în toate aceste aspecte, forțele navale române au avut și vor avea în continuare o contribuție semnificativă pentru securitatea României și a partenerilor noștri în spațiul Nord-Atlantic. De aceea, în calitate de prim-ministru al României, datoria mea este de a asigura resursele necesare pentru înzestrarea și modernizarea forțelor navale române, ca și pentru pregătirea militarilor din aceste structuri, care asigură apărarea națională și a întregii regiuni. În acest sens, după cum știind, alocarea bugetară pentru apărare a crescut din acest an la 2,5% din PIB. Vă asigur că vom menține acest nivel și în anii următori, indiferent de provocările economice pe care le vom întâmpina. Este un angajament major și necesar în actualul context geostrategic în care ne aflăm. De altă parte, știu foarte bine că oricât de mulți bani am alocat de la guvern, oricât de multe echipamente s-ar achiziționa prin Ministerul Apărării pentru înzestrarea forțelor navale române, obiectivele de securitate națională și euroatlantică nu pot fi îndeplinite fără contribuția celui mai important factor, respectiv factorul uman. Nimic din ceea ce ne propunem să facem în acest domeniu nu s-ar putea realiza fără aportul oamenilor, al marinarilor, care activează în aceste structuri militare. Marinarii români sunt cei care pun în mișcare toate aceste resurse și le organizează în așa numita forță navală, care constituie o componentă din ce în ce mai importantă al sistemului nostru de apărare națională. Datorită vouă, dragi marinari români, datorită activităților și misiunilor pe care le îndepliniți, cu onoare alături de partenerii NATO, apele Mării Negre și ale Dunării sunt mai sigure.
datorită vouă, România și întreaga regiune se bucură de acea stabilitate atât de necesară pentru dezvoltarea economică și socială. Iar pentru asta, nu doar în calitate de prim-ministru al României, ci mai ales în calitatea mea de cetățean al acestui țări, vă felicit, vă respect și vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut. La mulți ani și mult succes în continuare!